Om pe om la depunerea dosarelor pentru obținerea panourilor solare prin programul Casa Verde. Începând de vineri, mehedințenii s-au așezat la cozi interminabile, au împărțit injurii în stânga și în dreapta în speranța că își vor putea depune dosarele pentru panouri. Programul se implementează după modelul primul venit, primul servit. După trei, da. Am plecat din un sfert de oră și am venit înapoi cu taxi. Mi se pare normal? Da? Mi se pare normal? Da. De ce? Cine e dumneata? Păi nu sunt nimeni, doamne. Dumneata, unde ai fost când am fost? Doamna, așa, am fost și eu la rând. Deci dacă aveți altă treabă, rezolvați-vă treburile care a... și lăsați oamenii tine. Mama mea, mai lasă-mă în pace. Păi bun, rămâne mama dumneavoastră. Rămâne mama dumneavoastră, trebuie să fie cineva. Nu sunt. Tu cine e să ne întrebi pe noi? Tu cine e să ne întrebi pe noi, care oamenii ăștia au stat de când s-a făcut lista? Fonduri mai multe să nu ne îngrămădim. Să nu așteptăm atât. De cât timp stați, doamne? Eu de vine. Situația care e aici, o dezordine totală. După zile la rând de stat la coadă și îmbrâncel cu ceilalți doritori de panouri solare, oamenii au hotărât să și doarmă în fața sediului APM. Așa se face că mehedințenii au petrecut nopțile în stradă în speranța că vor prinde unul din programe. De când stați? De ieri dimineață, de la 8. De vineri sunt aici. De vineri la ce? La 12. E normal? Până luni dimineața la 10. Azi noapte au fost 2 grade, 3 grade. Noroc că am avut mașina. Mergi de drumul la motor, încălzești mașina? Stăm și duminica, ce să facem? Asta este dacă lumea așa vrea. Dacă nu e un lucru civilizat, dom'le, ai făcut lista, stai, aștepți, dar nu ca să stai de 3 zile, să stai într-una în picioare. E normal, pentru România, dacă era altfel, dacă aveam pe internet o planificare, dacă se primeau toate dosarele și poate la anul se rezolvau cele care nu s-au rezolvat acum, eram în altă parte. Faptul că este așa, ca acum, este o dovadă că suntem în România. Asta e condiția. Asta e România și cu asta am terminat orice interviu. E corect. Ar trebui, dacă s-a făcut tabele nominale, începând de la 1 până la ultimul om, să meargă după tabel fiecare om. Nici în această dimineață nu s-au liniștit apele la sediul Agenției de Protecție a Mediului. O nouă rundă de doritori de panouri solare a venit pentru a se așeza la coadă. Trăim într-o țară de, cum să le zic, de jnapani. De cât timp stați aici la coadă? Eu stau de azi dimineață de la ora 6, dar am fost și ieri și m-am înscris pe un tabel, că nu știu cine a făcut acel tabel, cu acuia autorizație, că autoritățile și toată lumea din conducere doarme. Credeți că veți prinde un astfel de program? După cum sunt la rând, nu sunt șanse. Dacă se respectă cele 130 de locuri care sunt alocate, nu sunt șanse. Dar păcat că nu s-a respectat rândul înscrierii la coadă. Ce este mai ciudat este faptul că oamenii s-au împins la cozi interminabile încă de vineri, iar sesiunea de depunere a dosarelor a început de-abia astăzi și va dura până pe data de 24 octombrie. Câți beneficiari ar urma să fie în județul nostru? Păi fondurile alocate, am făcut noi o socoteală, dacă ar dori oamenii numai pentru panouri presurizate de 6.000 de lei, ar fi undeva la 130-131 de locuri. Dacă există solicitări pentru panouri nepresurizate de 3.000 de lei, automat locurile vor crește, fiind valoarea mai mică. Dacă vor fi solicitate fonduri pentru pompele de căldură de 8.000 de lei, în valoare de 8.000 de lei, locurile vor scade. Având în vedere experiența anilor trecuți în implementarea programului Casa Verde, reprezentanții APM anunță și demararea de controle pentru cei care beneficiază de panourile solare. Mulți dintre cei care reușesc să prindă un astfel de program văd o adevărată afacere în aceasta, panourile solare fiind vândute la suprapreţuri după primire. Decontarea programelor, după ce omul va lua legătura cu o firmă specializată în montare, deci specializată, nu autorizată, nu există firme autorizate, orice firmă poate să monteze, va veni cu factura, se face un dosar, va veni cu factura la noi, probabil colegii de la AFM vor trimite ori agenția, ori garda de mediu să verifice dacă proiectul a fost implementat la locația unde s-a cerut, urmând ca apoi să fie dosarul trimis la București și în curs de un an de zile se vor vira banii în contul în care l-a precizat clientul. Mehedințenii nu au aflat încă dacă vor primi panourile solare mult dorite, însă un lucru este cert. În cele 3 zile de așteptări și nervi întinși la maximum, oamenii au lăsat un adevărat dezastru în urma lor. Sticle, peturi, pungi aruncate și asta chiar în fața sediului Agenției de Protecție a Mediului. În toate cele 3 zile, sediul APM a fost păzit în permanență de jandarmi.